Constanțenii sunt așteptați la târg pentru a schimba garderoba sau pentru a face achiziții de cadouri cu ocazia sărbătorilor pascale. Doamnele vor găsi articole din noua colecție, iar ceea ce nu trebuie să le lipsească din dressing în acest sezon sunt rochițele viu colorate și cele cu motive florale. Majoritatea produselor de îmbrăcăminte sunt din țesături din fibre naturale. Este vorba de țesături de bumbac, în combinație cu fibre sintetice. Aceste țesături sunt cu motive florale, sunt cu dungi pe orizontală sau pe vertical. Culorile care se poartă în acest sezon este vorba, în primul rând, de culorile pastelate. Este vorba de culori ca roșu și verde, dar și nuanțe de gri. La târg vor fi prezenți în mare parte producătorii români, iar standurile vor fi pline de confecții autohtone. Este o ediție de primăvară, o ediție de cadouri de Paște. Tradițional, avem noi de aproape 6 ani de zile în Constanța. Târgul se desfășoară în perioada 17-21 aprilie, programul între orele 10 și 20, iar duminică până la orele 15. În anul 2012 s-a înregistrat o ușoară scădere a exporturilor de textile și pielărie față de 2011, când câștigul înregistrat a fost de peste 4.600.000 de euro.